găsire, dragi prieteni, dragi telespectatori, fericit să vă reîntâlnesc și astăzi aici la Ardeală TV, o nouă ediție a emisiunii Buchet Folcloric Ardelean. De această dată, drumul cântecului ne duce prin județul Mureș, prin zona noastră frumoasă, cântată cu multă, multă dragoste și dăruire de prietenii mei și de invitații mei de astăzi, familia Maior, Adriana Maior și Nelu Maior. Mă bucur să ne întâlnim după multă vreme. Noi ne-am planificat această întâlnire la Ardeal TV de ani de zile. Voi tot m-ați amânat, că a zis: Andrei, nu putem să venim cu mâna goală la tine, și a sosit momentul să veniți cu o bucurie de-a voastră în casele noastre și să le spuneți spectatorilor noștri despre ce ați făcut voi pe plan artistic în ultima perioadă. Bine ați venit! Bine te-am regăsit, Andrei, și îți mulțumim în numele nostru pentru invitație. Ne bucurăm, am reușit ca să ajungem în frumosul vostru studio de la Ardeal TV. Într-adevăr, nu am venit cu mâna goală, am venit cu un compact disc intitulat Nelu și Adriana Maior, Bădiță, dragostea ta. Un compact disc care conține, zic eu, nu puține piese, 22 de piese, care sperăm noi și credem că o să ajungă la sufletele tuturor iubitorilor de folclor. Cu siguranță deja aceste cântece au fost cunoscute, pentru că acest material audio a apărut de ceva vreme, nu de ani de zile. Cred eu că anul trecut a apărut pe piață și sunt convins că mulți dintre iubitorii de cântec popular au aflat de realizarea voastră. Poate nu foarte mulți s-au bucurat de toate cântecele voastre, de filmările voastre, de videoclipurile voastre, dar cu siguranță de astăzi înainte soții Maior sunt mult mai cunoscuți marelui public, datorită și emisiunii noastre. Da, și noi vă mulțumim pe această cale. Neluțu Maior, dă-mi voie să-ți întind mâna și să te felicit pentru faptul că ai contribuit și tu substanțial la realizarea acestui material. Mulțumesc, da. Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Ardeal TV, mulțumim pentru invitație. Da, am contribuit și eu cu instrumentele mele și sper că o să le placă la cei care ascultă. Eu sunt convins că o să se regăsească mulți dintre cei care iubesc muzica populară în mesajele cântecelor voastre. Și vreau să le spun celor de acasă că cei care vor avea bucuria să asculte jocurile instrumentale ale lui Neluțu Maior vor descoperi acele ritmuri adevărate ale județului Mureș și nu doar, pentru că tu, Neluțu, datorită talentului tău și priceperii tale, ai abordat și alte zone ale Transilvaniei cu instrumentele la care tu cânti și astăzi ai venit cu saxofon, taragot, fluier și cam atât. Și cam atât. Și cu Adriana. Și cu Adriana. Și cu mine, da. Eu instrumentul de bază pentru ei. Dragilor, când ați început lucrul la acest material audio? Lucrul l-am început cu 10 ani în urmă. Cum știi și tu, Andrei, nu este ușor nici dintr-un punct de vedere, bineînțeles, nici în a pregăti materialul pentru CD-ul și financiar, bineînțeles, pentru că vreau să menționez, financiar am contribuit doar noi, nu am obținut sprijinul nimănui. Și eu zic că e cel mai bine. Da, eu zic că e cel mai bine, pentru că împlinirea este mult mai mare pentru noi. Nu este ușor, dar uite că după 10 ani am reușit, așa, cu pași mărunți, să realizăm acest CD-ul. Cu siguranță v-ați întâlnit cu cântecul popular cu mulți ani în urmă, nu doar cu 10 ani. Bineînțeles, ne-am întâlnit acum 27 de ani și mulțumesc... Voi doi sau cu cântecul? Noi doi. Eu pot să spun că am început să cânt, bineînțeles că îmi doream să cânt, dar Neluțu a fost amprenta definitivă oarecum ca să mă facă să urmez cântecul popular, să cânt. Unde v-ați întâlnit, Neluțu? Ne-am întâlnit undeva la Casa de Cultură a Sindicatelor, la repetiții, la ansamblu Cununa Ardealului pe atunci. Da. Era elevă la școală. Eram fetișcană, eram elevă de liceu, clasa 10-a. A rămas împreună. Mi-a atras atenția, l-am văzut într-un spectacol. Eu eram colegă de clasă în liceu cu una dintre membrele ansamblului.
Și l-am văzut pe scenă, avea o ținută impecabilă, era atât de mândru de taragotul lui și avea, cum îmi place de fiecare dată să zic, l-am văzut așa de pus la rând și de ticlăzit, n-am zis, ăsta meu-i. Opa, în clasa 10-a. În clasa 10-a și așa au și fost. Și cum l-ai abordat pe Nenuță? Cred că ne-am abordat reciproc, pentru că mergând la ansamblu, dorind, prima dată am vrut ca să nici nu neapărat să cânt. Am zis să mă duc în echipa de dansuri. Dar, pe urmă, fredănând un cântec, el ascultând, uite așa și așa, ne-am cunoscut mai îndeaproape. Și, cum ziceam, m-am încurajat ca să cânt, uite, ai voce, și ne-am încurajat de atunci unul pe altul, zic eu. Neluțu, tu cântai dinainte de a o cunoaște pe Adriana, da. Pentru că erai deja în ansamblu, în orchestra ansamblului. Da, cum te-ai apucat tu de cântat? Cânta cineva la voi acasă? Cine ți-a dat, nu știu, acest imbold spre a porni spre cântecul popular? Nu știu, cred că de copil m-am născut așa. Oricum, taică meu cânta Dumnezeu să mă odihnească, cânta la fluier, maică mea, deci părinții nu mai sunt, maică mea cânta vocal, amândoi de fapt cântau vocal, erau dansatori foarte buni, deci de la părinți, dar eu de când m-am născut mă gândeam că o să fiu cântăreț de muzică populară. Bine, voce n-am avut, așa că m-am profilat pe instrument. Taragotul îmi plăcea foarte mult de copil și apoi fluier, saxofon și cam așa. Primul taragot, în ce clasă l-ai avut? Cum a fost povestea primului taragot? Cum a ajuns taragotul pe mâinile tale? Taragotul, deci de mic copil, când vedeam cineva cânta la taragot, eram nerăbdător să iau taragotul, să sup, să-l ascult, deci doar dacă mă alunga, plecam de acolo. Și cineva cânta la taragot prin zonă, pe acolo, pe la Chimitelnic, Chimitelnic, da. Așa să le spunem celor de acasă, da. Că tu ești de la Chimitelnic, de acolo, de unde e jocul ăla frumos. Da. Și mi-a plăcut foarte mult. Deja am cântat un pic la fluier și am cerut taragotul, am cântat câteva melodii și lumea era surprinsă. Și atunci, ușor, părinții mei s-au duplicat și mi-a cumpărat și mie taragot. Deci târziu am început, zic eu, la taragot. Că... Și ai avut un dascăl, ai mers la Școala Populară de Arte sau ai fost în autodidact pentru început? Și am fost la Școala Populară de Arte. Profesorul meu a fost Sechei Victor, Dumnezeu să odihnească, nici dânsul nu mai e. Și uite, așa, ușor, prin ansambluri și tot am studiat și am reușit atunci să prin câteva... O activitate culturală artistică în Târgu Mureș și în toate localitățile. Erau ansambluri, erau ansambluri pe lângă marile întreprinderi. Da. Acolo a fost startul multor interpreți de cântec popular. Multor interpreți, da. Era o activitate mult mai fructoasă ca și acum de altfel, dar ne-am dorit parcă totuși mai mult să fie. Și cred că atunci era loc pentru toată lumea. Fiecare tânăr care avea talent, care avea glas, cred că avea ansamblul la care se putea manifesta artistic, iar exista locul lui într-un ansamblu, dacă nu știu, la o anumită întreprindere, la alta, cu siguranță. Da, într-adevăr, cum în fiecare oraș, în fiecare localitate mai mare, există ansamblu profesionist, erau și ansamblurile amatoare, dar, bineînțeles, fiecare ne știam locul, adică știau locul. Aveau loc și cei profesioniști și cei amatori. De asta este bine, zic eu, de multe ori când se organizează o sărbătoare a orașului, să fie, în primul rând, să aibă prioritate cei de-ai casei. Da, într-adevăr, trebuie să fie un cap de afiș, pentru că așa a fost de când e lumea. Dar frumos ar fi, cred că și cetățenii orașului, oricărui oraș, s-ar bucura să-i vadă pe fiecare în parte, cu câte un cântec. Un cântec, două, nu mult, dar să aibă loc toată lumea. Zic, ar fi, nu știu, și altruismul, și unirea, și colaborarea, atât profesională cât și cea de zi cu zi, ar fi mult mai sinceră și mai pură, zic eu. Ar fi extraordinar, dar nu știu dacă va fi realizabil. Eu îmi doresc, voi vă doriți. Din păcate, de multe ori rămânem cu dorința. Da, dar lângă dorință zic că trebuie să alăturăm și speranța. Speranța moare ultima. Așa este. Dacă n-am avea speranță și n-am avea dorință,
Cred că de multe ori ne-am împotmolit și n-am reușit să facem pași în existența noastră. Da, fiecare avem publicul nostru, zic, publicul decide activitatea, prestația fiecărui artist. Într-adevăr, sunt care au un public mare, deci nu trebuie să, eu consider că nu trebuie să avem o concurență între noi. Deci asta trebuie să lipsească, concurența de rivalitate, zic eu, da. La asta mă refer. Să fie colegialitatea aia, chiar am mai zis pe posturile de radio, să fie colegialitatea aia sinceră. Ar fi ideal. Adriana, ai debutat destul de repede, clasa 10-11, cam atunci. Da, da. Care a fost primul cântec pe care l-ai cântat pe scenă? Primul cântec care l-am cântat și care de altfel l-am fredonat lui Neluțu a fost cântecul doamnei Leontinei Pop, Drag Mijocu. Drag mijocul, ardă-l focul. Și Nadia, în cel norocul. Da, așa. Trebuie să spun, deci niciodată nu am încercat să copiez pe nimeni, dar fiecare, la începutul drumului, pe drumul cântecului popular, când pornește, oarecum, nu știu, ai o pasiune sau asculți mai mult o anumită solistă. Mie mi-a plăcut foarte mult doamna Leontina Pop, am apreciat și o apreciez, pe toată lumea apreciez, dar mi-a plăcut felul ei de interpretare, nu știu, oarecum parcă m-am regăsit în tehnica ei care o avea și care o are de altfel. Cum a fost întâlnirea cu Leontina Pop? Prima întâlnire cu Leontina Pop? Eu, de obicei, poate lumea crede că nu sunt atât de îndrăzneață când este vorba de a merge să abordez pe plan artistic. Stau așa în banca mea, cum îmi place mie să spun. Bineînțeles că doamna Leontina a fost deschisă și este deschisă la dialog. Întotdeauna m-a încurajat și îmi pare rău pentru că a fost acel moment când mi-a întins o mână. Dar nu neapărat, că e mult prea spus profitat, nu am răspuns cu aceeași monedă la momentul potrivit, atunci când m-a încurajat. Probabil că era mult mai ușor pentru mine în a parcurge. Nu te simțeai pregătită. Da, da. Eu, în general, firea mea este, dacă nu sunt pregătită, nu-mi place să mă vânt. Eu nu mă arunc în apă dacă nu știu să not. Dar câteodată e bine așa să te apropii măcar așa, sau să intri cel puțin până la genunchi în apă. Da, da, nu te contrazic, este, dar uite, eu așa sunt, totul sau nimic. La mine așa este, nu-mi place, dacă nu simt că nu am controlul la lucruri care vreau să-l fac sau nu mă avânt, nu-mi place să mă avânt. Neluțule, tu ai avut un model din rândul instrumentiștilor. Da, nu neapărat un model, era pe timpuri regretați Dumitru Fărcaș, Luca Novac, mai nou Nelu Gabr, da, sunt mulți, deci nu am avut neapărat un idol. Ai avut bucuria să te întâlnești cu Dumitru Fărcaș, da. Cu Luca Novac? Cu Luca Novac nu, din păcate. Dar cu Dumitru Fărcaș, da, m-am întâlnit la câteva spectacole, m-am bucurat că l-am cunoscut. Eu zic că este o mare bucurie, cel puțin pentru mine și cu siguranță pentru mulți dintre colegii noștri, să ajungem să ne cunoaștem modelele, să ajungem să îi cunoaștem și ca oameni, nu doar ca artiști. Iată că voi ați avut bucuria să se cunoaște, să-i descoperiți, să, nici nu, și o strângere de mână, eu zic că este atât de importantă, poate e mai importantă decât 1000 de cuvinte. Așa este. Da. Dragilor, eu zic că ar fi momentul să ne bucurăm de o parte din cântecele voastre și apoi revenim la alte povești, pentru că încă avem de povestit, încă nu v-am spus toate lucrurile despre materialul audio pe care soții Maior astăzi vin și vi-l aduc în fața micilor ecrane. Nelu și Adriana Maior ne cântă și apoi revenim cu drag. Într-o nă frămură
micuță și-ai pus-o în al tău sân, și-o porți cu tine pe drum și pe ploaie și pe soare. Greu-i dorul dumnei tale, mama mea. Te poartă, de dor ești înconjurată, și la sapă și la fân, dorul-i pe suflet stăpân, și nu ai de loc ticneală, din zor și până în seară, mama. Și-ți amintești că odată erau cu tine la sapă și aveai spor la lucrat. Azi ești singură în sat, măicuța mea. Și numai la ei țigânduiei s-o dus tu, ai rămas. Lacrimi-ți curg pe obraz, măicuța mea. Și aștept ziua în care toți or veni pe cărare, toți or veni pe cărare, mama.
la 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 la. Drag mi-o foș, drag mi-o fi, la lume să potori, la lume să potori, la 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 la. Lumea să o veselesc, pe pământ cât mai trăiesc, pe pământ cât mai trăiesc, la 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 la. Că viața e așa scurtă, hai pe pământ treabă trăită. Omule, ascultă bine, trăiește cum să cuvine, trăiește cum să cuvine, la 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 la. Omule, ascultă bine, trăiește cum să cuvine, trăiește cum să cuvine, la 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 la. Cântă și te înveselește, că năcazul iu te trece, că năcazul iu te trece, la 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 la. Când te cui de alinare, pui la mamă cu supărare. Când te cui de veselie, la omul de ominie, la omul de ominie, la 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 la. Când te cui de veselie, la omul de ominie, la omul de ominie, la 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 la. Sus paharul să-nchinăm și de rele să uităm, și de rele să uităm, măi la 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 la. Să trăiți, să aveți noroc, fui cu mine toți la un loc. Hai da, bagie să cântăm, lumea să o petrecem, lumea să o petrecem, la 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 la. Hai da, bagie să cântăm, lumea să o petrecem, lumea să o petrecem, la 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 la. Am unit lumea pe mână și cântăm bagie împreună, și cântăm bagie împreună, la 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 la. Când e cu de drag și dor, ui alinare tuturor, mă! Dragi prieteni, am revenit în casele dumneavoastră cu multă, multă bucurie. Invitații mei de astăzi sunt Nelu și Adriana Maior. Vorbim despre primul lor album, primul lor CD intitulat sugestiv Bădiță, dragostea ta. De ce așa, Adriana Maior? Cu siguranță aceasta a fost dorința ta. E, uite că ai citit bine și ai tuit bine. Într-adevăr, eu am dorit să intitulăm albumul Bădiță, dragostea ta. Eu am considerat că prin acest mod îi mulțumesc soțului meu, cum ziceam pe parcursul discuției noastre, îi mulțumesc pentru că el a avut un aport pozitiv și important în drumul cântecului popular pe care l-am parcurs și îl parcurg. Și așa am considerat că pot să-i mulțumesc prin acest titlu, Bădiță, dragostea ta. Eu știu că acest cântec este unul din primele cântece imprimate de tine. Da. Poate chiar primul. Da, a făcut parte din primele imprimări care le-am avut la studioul de la Cluj. Ținem să menționăm, am rămas să imprimăm cu același studio, cu aceeași orchestră, Glas Transilvan de la Cluj-Napoca. Și bineînțeles, cel care a condus orchestra a fost maestru Mihai Emil. Emiluț, fratele nostru. Da. Un om deschis la colaborări, un om alături de interpreții de cântec popular. Da, așa și este. Cu multă răbdare, da. Și cu multă răbdare. Și cu instrumentele muzicale a fost alături de tine la negative și Neluță. Absolut, da, sigur că da. Și a avut, de altfel, o colaborare foarte bună cu maestru, pentru că trebuie să fie și eu, ca și instrumentiști, trebuie să fie o compatibilitate, o colaborare foarte bună ca să lucrezi. Când ai făcut, Adriana, când ați făcut primele înregistrări voi? Aici lăs pe Neluțu să... 2010-2011? Deci el e cu arhiva anilor, eu mai puțin. Mai sigur 2010. Cam da, așa, da. 8 cântece? Atunci am imprimat 8 cântece, 4 da. Piese am imprimat eu, 4 Neluțu, la și saxofon ne-am și ne-am oprit. A fost o perioadă destul de lunguță, la care a venit Neluțu și m-a scuturat și, de altfel, și tu ne-ai spus că trebuie să facem ceva. Și iată că a fost o colaborare, ne-am
Trezi la realitate a fost o colaborare, trebuie să menționăm și să spunem telespectatorilor, și tu ai avut un aport la acest compact disc, pentru că tu ești autorul la cinci piese la texte. Mulțumesc. Texte care, zic eu, au fost apreciate de către ascultătorii, cei care au ascultat albumul. Eu mă bucur că am putut să fiu alături de voi și voi știți și știu și mulți dintre colegii noștri că eu sunt omul care atât cât pot sunt alături de interpreții de cântec popular. Așa este, și îți mulțumim. Și pentru mine nu este o greutate, poate câteodată sunt mai acid, poate câteodată sunt mai rău, poate câteodată sunt mai docil, dar întotdeauna cred că ce am avut de zis, am zis. Și nu cred că am zis rău, am zis bine. Eu așa vreau să cred. Cu siguranță. Fiecare când zicem bine. Probabil că alții zice că spunem rău pentru că nu le place ce zicem. Dar trebuie spus. Fiecare să spună ce are de spus când trebuie să spună. Așa este, când trebuie să spună. Adriana, m-a impresionat foarte mult faptul că pe acest material am găsit și am ascultat o doină frumoasă. Da, așa este. Este o doină care este culeasă de către soțul meu, de către Neluțu. O doină la care am conservat-o eu bine acolo și am cântat-o din tot sufletul. Doina se intitulează Nu știu, Doamne, lumea-i rea. Oarecum, cum să zic, oricum, doina te duce la melancolie, oarecum te ușurează sufletește când o asculți. Dar ascultând și versurile la această doină, Nu știu, Doamne, lumea-i rea, ne regăsim cu vremurile astea tulbure din toate punctele de vedere. Și spuneai că este un cântec cules de Neluțu. A fost culeasă doar melodia sau și textul? Și. Deci, uite, un text care a fost creat poate cu zeci de ani în urmă, cu ani în urmă, este de actualitate și acum. Așa este. Și zic eu că mai de actualitate acum, pentru că încet, încet, dacă săpăm bine în lada de zestre, se potrivesc foarte bine versurile care strămoșii noștri le cântau acum mulți, mulți ani. Ați avut bucuria să culegeți și folclor, să descoperiți ritmuri noi, melodii noi, sau ați mers doar pe mâna și pe simțul creator al lui Mihai Emil? Am încercat să culegem pe parcursul anilor. Bineînțeles că Neluțu, fiind instrumentist, a știut foarte multe melodii și de la jocuri, că de fapt adevăratele melodii le cântau ceterașii la nunți, la petrece. Exact. El m-a ajutat foarte mult și trebuia să las, că încă mai are multe să mai aducă încă din lada de zestre, dar așa încet, încetuc. Eu vreau să cred că nu vă opriți la acest prim CD. Sperăm. Deja mai avem câteva cântece. Da, suntem pregătiți încă, da, pentru al doilea material, dar... Să nu mai lăsați să treacă 10 ani, vă rog eu. Păi nu mai lăsăm. Că acum v-ați mai ușurat un pic din punct de vedere al părinților. Ați avut nuntă la Fecior, da, sunteți socrii mari. Da. Eu m-am întâlnit cu voi înainte de nuntă și povesteam și vă întrebam cum vă imaginați nunta fiului vostru. Și acum revin cu altă întrebare. A fost nunta așa cum v-ați imaginat-o voi? Da, așa a fost. Da, așa, mulțumim, da. Mulțumim bunului Dumnezeu, băiatul, da, și băiatul a ținut cont. Acum vedem noi diferența de generații. Aici ținem să-i mulțumim și băiatului că a ținut cont de sfatul nostru și noi de-a lui, că ne-am echilibrat reciproc și al norei, trebuie să menționăm și al norei, și a fost o nuntă de vis, a fost o împlinire sufletească pentru noi ca și părinți, mai ales că avem un singur băiat. Și ați fost atât de frumoși. Da, mulțumim, Bolu. Da, mulțumim. Ați fost și sunteți socrii minunați și frumoși. Și cu siguranță, la un moment dat, o să fiți și niște bunici speciali. Doamne ajută, să ai gura aurită, cum se spune. Ați avut și momente tradiționale în cadrul nunții sau
Ați lăsat doar modernismul să-și pună amprenta. Oarecum am îmbinat, dar nu foarte, foarte mult. Nu foarte mult. Dacă ar fi, acum știi cum e, nu putem să personalizăm noi evenimentul copiilor. Dar am încercat să fim pe placul tuturor invitaților. Să fie și muzică populară, și muzică mai modernă. Dar pe ansamblu zic că a fost o nuntă reușită, nici modernă, nici foarte tradițională. A cântat soacra mare și soacra mare? Au cântat? Nu au cântat. Nu, uite, nici n-am avut cânt pentru că am fost foarte implicați organizatoric și sufletește în eveniment. Și foarte bună și nu. Și am lăsat, dacă am invitat colegi de cântec, am avut încrederea maximă în ei și am lăsat pe ei să se desfășoare, să poată să veselească și să bine dispună atmosfera. Cum e nora voastră? Povestea aceea cu nora și cu soacra este valabilă în cazul vostru sau este un mit fals? Dacă soacra e rea și nora e rea? Nu, nici departe gândul de așa ceva. De multe ori zice că băiatul își alege modelul mamei. Eu cu cea mai, deci cu toată modestia spun că într-adevăr băiatul a ales modelul meu. Pentru că eu mă regăsesc și cred că și nora se regăsește încet, încet, eu în ea și ea în mine. Suntem, are aceeași fire, este devotată familiei. Îi văd compatibilitatea aceea care trebuie să fie într-un cuplu, care ne străduim și cred eu că este și între noi doi. A fost un eveniment special în viața voastră. Pentru că de peste mări și țări s-a reîntors acasă fratele tău, Adriana. Da, așa este. El a avut un rol important. Oarecum a fost o altă împlinire de-a mea, pentru că fratele meu este plecat de foarte mulți ani în afară, în Statele Unite. El, neavând copii, am vrut oarecum să fie așa, oricum era o legătură, o sudură strânsă între ei, unchi-nepot, dar vroiam eu să fie și părintele spiritual, adică mi-am dorit și s-a și întâmplat. Să fie o sudură așa, o legătură mai de suflet. Și cred că foarte fericită a fost mama ta și soacra lui Neluțu, da, și socrul și tatăl tău, pentru că v-ați reîntâlnit. V-ați întâlnit și anul trecut, v-ați reîntâlnit și anul acesta. Da, așa este, da. Bunul Dumnezeu a rânduit. Cu răbdare și cu credința în Dumnezeu, uite că cât de târziu, cum ziceam și pe parcursul discuției, speranța moare ultima. Și iată că ne-am întâlnit cu toții sănătoși, voioși. Și dorurile măicuței tale s-au stâmpărat și în acest an. Da, așa este. Țin să menționez aici pe album că povesteai de măicuță. Este melodia A tale doruri măicuță, a cărui autor la text ești chiar tu, Andrei. Acest cântec l-am imprimat în memoria soacrei mele, pentru că soacra mea a fost, oarecum a plecat, mai avea multe de spus, a plecat de tânără și a murit, s-a dus la cele veșnice cu dorul copiilor. Niciodată să nu uităm, chiar dacă suntem în secolul 21 și suntem în rutina secolul vitezei, cum îl denumim noi, totuși să nu uităm de părinți cât sunt în viață, să le alocăm minuțelul acela chiar scurt, ce faci, să nu-i ocolim. Pentru că vine momentul în viață când ți-ai dori și poate că e prea târziu. Da. Dragostea se regăsește aici, în aceste 22 de cântece. Chiar dacă e dragostea cântată doar instrumental, dar e dragoste. Chiar dacă e dragostea cântată de Adriana Maior. Da, sunt multe cântece care, îmi zicea cineva, foarte multe cântece ai pentru bădiță. Da, pentru că noi și în viața de zi cu zi suntem foarte mult împreună, pe scenă împreună. Am considerat că și pe compact disc să fie acolo, să cânt mult pentru bădiță. Avem să cânt dragostea. Așa e, am cântat și dorul pentru băiat, pentru că și el este plecat. Avem imprimat un cântec, în viața așa ne-a fost dat, un cântec care, țin să spună, versurile le-am scris pur și simplu, am avut așa un moment
Și am luat o hârtie și am scris și am văzut că, de fapt, uite, au ieșit niște versuri care au venit exact din sufletul meu, ceea ce am simțit. Din sufletul mamei. Exact. Care duce dorul exact. Copilului. Exact. Și duce amândoi, de altfel, dorul copilului. E greu acest dor, Neluțu, de purtat? Da, e greu, dar mă și bucur în același timp, pentru că noi am fost plecați în Anglia, am văzut cum se descurcă băiatul, cunoaște și limba, are loc de muncă, e și la școală, deci ne bucurăm că e fericit acolo și o duce da, bine. E integrat bine acolo. E integrat și așa că... Și eu zic că și tehnologia de la această oră mai stâmpără din dor. Da, așa este. Vedem pe camera. Da. Trebuie să spun că Neluțu și-a dorit, într-adevăr, și-a dorit 5 copii. 5 copii, mulți copii. E, uite că i-am zis la noră mea, zic, Doamne, să dea Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu o coșarcă de copii. La care s-a uitat, noră mea zice, Doamne ferește, dar cum puteți să spuneți așa ceva? Da, pentru că eu am fost un pic mai zgârcită, pentru că dacă era după Neluț, într-adevăr, na, era o coșarcă era de copii. O coșarcă de copii, na. Eu am fost așa mai analistă, cum ziceam și pe parcursul discuției, nu mă vând. Să nu se oprească la CD-ul ăsta. Să vină o coșarcă de CD-uri. O coșarcă de CD-uri, să dea Dumnezeu. Doamne ajută! Deci, cum ziceam, nu trebuie să fie o concurență. Trebuie cât dă Dumnezeu. Dumnezeu știe la fiecare cât dă și cât... Dumnezeu la fiecare dă. Deci nu există, nu este niciun pământean care să nu aibă un nas în mânecă de la Dumnezeu. Asta, de acolo depinde de noi cât îl punem în valoare, cât îl dezvoltăm. Cât îl înmulțim. Cât îl înmulțim, da. Trebuie înmulțit. Așa este. Ați realizat și videoclipuri la o parte din aceste cântece. Da. Avem destule videoclipuri. Da. Ultimele sunt 12 videoclipuri. Adriana, poate să zic. Da, le-am realizat într-o localitate care zic eu că e autentică, la Vaidacuta, care tu nu ești străin de această localitate. Și urmează treptat, încet, încet să putem să realizăm videoclipuri la toate piesele de pe album. Ar fi un lucru minunat să le poată și viziona oamenii, nu doar să asculte cântecele voastre, pentru că omul trebuie să se obișnuiască și cu chipurile voastre. Da, așa. Să știe când aude cel puțin la radio Cip Calbă de Bumbac, că ăsta mi-e tare, tare drag, da. Să știe, măi, asta e Adriana Maior, care are una framă cu floricele, Neluțu cântă la taragot, cântă la saxofon, cântă la fluier. E foarte important să asocieze omul vocea și cu o imagine. Da, așa este. Eu vreau să vă zic că m-am simțit tare bine astăzi alături de voi. Sper că și voi v-ați simțit bine alături de mine și alături de telespectatorii noștri. Da, sigur. Sigur că da. Și vă mai aștept. Cu mare drag, în încheiere dorim tuturor telespectatorilor să aibă parte de sănătate, fericire, împlinire alături de cei dragi. Ție îți mulțumim că ne-ai invitat și ne-ai primit în frumosul studio de la Ardeal TV și eu, cum îmi place mie să spun, ascultați, dragii noștri telespectatori, Nelu și Adriana Maior, zic eu, Bădiță, dragostea ta și multe, multe alte piese de pe album. Doamne ajută și numai bine! Mulțumesc din suflet, Neluțule, că și tu astăzi ți-ai permis și ți-ai făcut timp să vii alături de Adriana. Da, mulțumesc pentru invitație și... Ce să zic, mult succes în continuare și ție și Ardealului TV și să auzim de bine. Doamne ajută, să auzim de bine, dragi prieteni, dragi telespectatori. Bucurați-vă de cântecul și de filmările soților Nelu și Adriana Maior și nu uitați, dragostea e mai presus de toate. Până la o nouă reîntâlnire, Doamne ajută, sănătate multă!
Nu știu, Doamne, lumea aerea. Mulet îmi poartă grija mea, mă. Nu știu, Doamne, lumea aerea. Mulet îmi poartă grija mea, mă. Că nu fac la nimeni rău, mă. Și n-am loc în satul meu. Dușmănie, dușmănie, bine-ar fi să nu mai fie. Dușmănie, dușmănie, bine-ar fi să nu mai fie. Dușmanie de n-ar fi, mă. Omule tânăr, ar trăi, mă. E n-ar fi pe lume rău, aș trăi mult mai ușor, mă. E n-ar fi pe lume rău, aș trăi mult mai ușor, mă. Dar îl port în inimioară urâtă-s de lumea-ntreagă. Dar
urâtă-s de lumea-ntreagă.